Un ordin al Ministerului Sănătății stipulează eliberarea fără rețetă a antibioticelor și antifungicelor de uz sistemic din farmacii. În prezent s-a ajuns ca foarte multe tipuri de medicamente să se elibereze doar în baza unei indicații medicale scrise. Însă, prescrierea și eliberarea antibioticelor sau antifungicelor va fi monitorizată riguros cu scopul de a controla utilizarea rațională a acestora și de a combate rezistența la antibiotice. Noutatea adusă de noile prevederi constă în aceea că, în situații de urgență medicală, farmaciștii pot elibera aceste pastile fără prescripție medicală numai în cantitatea necesară pentru 72 de ore. Este vorba despre așa numita doză de urgență. Cătălin Cherecheș, fostul primar al Băii Mari, condamnat pentru corupție, rămâne în închisoare în Germania. Judecătorii din München au amânat ieri verdictul la cererea de extrădare pentru că politicianul a depus o contestație. Autoritățile din țara noastră au trimis deja toate documentele ce atestă condițiile din penitenciarele din România. Oficialii români încearcă să-i convingă pe magistrații din Germania că fostul primar va beneficia de condiții deosebite în țara noastră, astfel încât acesta își va putea executa fără probleme pedeapsa de 5 ani cu închisoare. Reprezentanții AJFM Maramureș anunță angajatorii din județ, care dețin un cont activ pe platforma servicii online a AJFM Angajatori, că trebuie să-și actualizeze datele aferente contului de administrator sau proprietar al firmei pentru a trece la serviciul integrat Platforma Pulse, dezvoltat de Agenția Națională. Această nouă platformă va face posibile depunerea, solicitarea și eliberarea electronică de documente în vederea accesului la măsurile de stimulare a forței de muncă, așa cum sunt subvențiile, primele sau alte stimulente financiare oferite de ANOFM. Tot în același mod se vor putea face declararea și ocuparea locurilor de muncă vacante și vor putea fi accesate servicii integrate de mediere a muncii pentru a facilita selecția sau identificarea automatizată a potențialilor candidați în vederea ocupării. Platforma Pulse va fi funcțională în curând, precizează reprezentanții AJFM.